La început a fost cuvântul și în jurul lui s-au construit civilizații, culturi și tradiții. Recomandarea pentru astăzi, dar și pentru această săptămână, este expoziția La Bienveillance de la Galeria Romană. În această expoziție La Bienveillance se găsesc doi artiști, componenții ai grupului Prolog, dar care pentru prima oară au expus și expun împreună în această expoziție, Ion Grigorescu și Cristian Paraschiv. Avem plăcerea să-l primim în spațiul galeriei pe Cristian Paraschiv, care a venit de la Paris, un artist important care în 2022 a câștigat premiul Uniunii Artiștilor Plastici pentru pictură. Și a fost, este un artist foarte important, un artist care aș putea spune că reprezintă cu mândrie arta românească peste hotare. Și Ion Grigorescu, de care, ce să vă spun, nu mai putem spune nimic, pentru că și dânsul la rândul lui este foarte cunoscut în România și în special în străinătate. O întâlnire între artiști și cu iubitorii de artă, cu una dintre temele cele mai abordate ale plasticii și ale grupului Prolog. E prima oară, din câte știu, când acești doi artiști expun împreună, doar ei doi. Toată lumea știe că ei aparțin unui grup care se cheamă Prolog, un grup de o longevitate incredibilă în istoria artei plastice românești. Un grup care există și funcționează de 35 de ani, un grup care reunește artiști foarte diferiți, dar care sunt aduși împreună de un numitor comun care întâmplarea face să fie întâmplare. Face să fie cel mai mare numitor comun posibil între oameni, și anume credință. Ambii sunt reprezentanți ai Prologului și tot ambii au la activ un portofoliu impresionant național și internațional, dar diferențele de abordare ale aceleiași tematici sunt aturile acestei expoziții. Ei sunt însă foarte diferiți. Asta dă, dacă vreți, într-un fel sarea și piperul acestei expoziții. Cristian Paraschiv are un alt mod de pildă de raportare la obiect. E mult mai îndrăzneț, e mult mai deschis spre experiment, pare în raport cu lumea concretă mult mai curajos. Ioan Grigorescu, dimpotrivă, e reflexiv, el are o percepție a lumii în pictură ceva mai realistă, pare a compensa în felul acesta, dacă vreți, lansajul curajos spre obiect al lui Cristian Paraschiv, dar mult mai reflexivă și mult mai aproape, mi se pare mie, de tatonează mult mai aproape sacralitatea acestei lumi. O expoziție de valoare pentru cultura românească, o mărturie a constanței și a permanenței într-o artă. Doi artiști cu un portofoliu impresionant și un numitor comun, La Bienveillance, tradus motamo, bunăvoință, vă așteaptă aici, la Galeria Romană, până la jumătatea lunii mai.